ce să facem, Iona, cu tine? Că nu vrem să ne împovărăm și nu vrem să ne încărcăm cu sânge nevinovat. Și au început să vâslească spre țări, să vâslească spre țări și mai tare s-a înfuriat marea. Pentru că Dumnezeu din cer aștepta ceva ce n-a venit. Gândirea noastră este, de fapt, baza tuturor acțiunilor pe care le avem. Când a plecat Iona, viața lui nu era decât alb și negru. Viața lui era o viață caracterizată prin modul lui de a gândi lucrurile despre Dumnezeu. Ninivenii răi, Israelul bun. Ei pierduți, noi mântuiți. Și asta ne-a mâncat viața. Mândria asta prostească. Gândirea asta că noi suntem bine și alții sunt răi, că noi suntem înțelepți și alții nu-L au pe Dumnezeu, ne-a mâncat viața și slujirea. Niciodată nu vei putea să fii un slujitor eficient, pentru că încă ești prea plin de tine. Tu te-ai golit să înțelegi cine este El și n-ai ajuns să înțelegi lucrarea Harului și până nu vei ajunge să înțelegi cine este El, niciodată nu vei putea să fii un slujitor eficient, ești încă plin de tine. De aceea te urzici atât de repede. Că nu te-ai golit încă și să spui, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, ci contează cine îmi spune o vorbă bună, ci contează cine mă jignește. Dacă Tata din cer e mulțumit de mine, o, Doamne Iisuse Hristos, dacă încă mai poți primi mărturii și să spui, omul ăsta a zis, da, am un virus în mine, Domnul să-mi ia, dacă încă ai mărturii din acestea, ești viu și trăiești. Păi aruncați-mă în mare să se potolească furtuna mării și eu vă întreb în această dimineață, ăsta este ceea ce vrea Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu stă acum cu o bâtă și spune, pentru că n-ai slujit, îți scrăp capul? Îți dau pe cocoașă până nu te vezi, am să schilodesc viața, am să te împachetez, am să te fac eu să înțelegi ce înseamnă să nu slujești Domnului? Și ce vrea Dumnezeu în această dimineață, mai mult decât orice? Schimbarea minții și a inimii. Iona trebuia să spună, Doamne, oprește furtuna că mă prăbușesc ca la picioarele tale și îmi pare rău, Doamne, că am luat-o aiurea. Te rog, iartă-mă, Dumnezeule, iartă-mă, nu aruncat în mare, pentru că El a aplicat și asupra lui ceea ce a aplicat asupra alților. Gândirea aceasta, am păcătuit, acum trebuie să plătesc. Și Iona ce a aplicat altor, a aplicat și lui, a fost corect Iona, numai că gândirea lui era toată greșită. Dumnezeu nu e aici în dimineața aceasta să te plesnească, Dumnezeu nu este aici în dimineața asta și ascultați-mă, cât dintre oamenii pe care îi cunosc eu gândesc așa, așa gândesc, că am făcut ceva greșit și voi plăti. Și eu spun în dimineața aceasta că nu trebuie să fie aruncat în mare, Dumnezeu nu trebuie să trimită un pește. Dacă a trimis peștele, a trimis pentru că gândirea ta n-a fost transformată. Dumnezeu vrea să pună punct tuturor lucrurilor atunci, în locul acela. Împreună cu mărturisirea trebuia să spui în felul următor. Și acum, Doamne, iartă pe robul Tău că mi-am venit în fire. Înțeleg că Tu ești iubitor de oameni. Înțeleg, Doamne, că nu-s mai important decât cei din corabie. Înțeleg, Doamne, că n-am mai mult merit decât cei din Ninive. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești totul în noi toți. Că Dumnezeu nu luptă cu tine ca Dumnezeu să te doboare și să-ți facă praf viața, ci ca să schimbi gândirea aceea de om mândru. Și ascultați-mă în numele Domnului Iisus Hristos, rog această biserică, vă rog pe voi, oamenii lui Dumnezeu, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, haideți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, haideți să trăim înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni care au o permanentă datorie. Omul care se sfințește și slujește lui Dumnezeu e mereu copleșit de prezența lui Dumnezeu, e mereu copleșit de ceea ce face Dumnezeu în viața lui și are un sentiment al datoriei în permanență. Noi suntem atât de limitați în exprimarea harului pe care Dumnezeu ne l-a dat și asta se datorează patimii și atașamentului greșit față de noi în loc să ne lipim față de Cel ce este viu.